Cornel Bleaj a fost reținut joi seară pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, după ce părinții unor eleve de 13 și 15 ani s-au plâns că profesorul a avut apropieri fizice nefirești față de fiicele lor. După ce cazul a fost mediatizat, au ieșit la iveală și alte incidente, al căror protagonist este același profesor Cornel Bleaj. În legătură cu informațiile apărute în spațiul public referitor la un posibil incident petrecut într-o unitate de învățământ din orașul Zimnicea, compartimentul de relații publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman este abilitat să comunice următoarele. S-a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea situației de fapt, iar în funcție de rezultatul acestora vor fi dispuse măsuri legale. Mai multe eleve de la școala numărul 3 Zimnicea au povestit cu lux de amănunte cum erau mângâiate de profesorul de fizică chiar în timpul orelor de curs. Mama uneia dintre minore ne-a povestit sub protecția anonimatului că profesorul obișnuia să înceapă cu un masaj pe ceafă, după care cobora cu mâna pe spate, apoi le atingea sânii. Copila a povestit acasă ce i s-a întâmplat, însă scenariul era atât de dezgustător încât părinții s-au îndoit de veridicitate. Abia acum, când fata le-a arătat articolele apărute în presă, au înțeles că totul a fost real și au mers să depună plângere la poliție. O altă elevă, tot de la aceeași școală, a fost pipăită prin tăietura de la blugi direct pe piciorul gol, tot în timpul unei ore de curs, povestesc copiii. Surse judiciare au declarat pentru Mediasud TV că numai puțin de 8 minore au fost audiate până în acest moment și toate au confirmat gesturile cu tentă sexuală ale profesorului de fizică. În Zimnicea, oamenii sunt indignați. Mulți dintre ei consideră că astfel de gesturi traumatizează copiii și cer autorităților să facă dreptate. Nu este în regulă dacă s-a întâmplat așa ceva cu un cadru didactic. Adică nici nu-l cunosc pe profesor. Eu, în general, cunosc tineretul ăsta de acum, care mai cât de cât le mai fugoci la copile de-astea. Normal că nu este în regulă să profesorul să atingă elevele, dar o să-și tragă băleau dacă a făcut așa ceva. Eu știu, justiția se va pronunța în privința asta dacă este ceva de genul ăsta. Dar geaba are cart. De cum să lege de copilul meu la vârsta asta? Câți copii n-a pățit asta? Trebuia când s-a legat să-și spună la părinți ce s-a întâmplat cu ei. Eu asta consider. Directorul școlii în care s-au întâmplat aceste incidente, Petru Peia, a refuzat să vorbească cu reporterii Mediasud despre măsurile pe care le-a luat în acest caz. În schimb, vizibil deranjat de întrebările presei, a încercat să ne dea afară din școală, motivând că nu au voie persoanele străine în incinta unității de învățământ. Profesorul Cornel Bleaj a predat la școala numărul 3 din Zimnicea până joi, când a fost ridicat de polițiști, deși o parte dintre fetele care l-au acuzat învață acolo. Profesorul Cornel Bleaj a predat la școala numărul 3 din Zimnicea până joi, când a fost ridicat de polițiști, deși o parte dintre fetele care l-au acuzat învață acolo. Inspectorul școlar general al ISJ, Sorin Ilie, care este și coleg de partid cu profesorul de fizică, ambii consilieri județeni PSD în cadrul Consiliului Județean, se delimitează de această situație și susține că așteaptă rezultatele anchetei interne pe care a demarat-o instituția pe care o conduce. Îmi place să vorbesc despre asemenea evenimente în județul nostru, dar din păcate, iată, mai au loc și asemenea lucruri negative. Eu nu-mi exprim speranța. Eu vreau să se termine această analiză care este făcută atât de școală, prin comisia ei de disciplină, care a fost chemată să rezolve această chestiune, pentru că asupra colegului nostru de fizică planează acuzații de acest gen, precum că ar fi avut comportamente nefirești legate de unele fete din școală. La ora aceasta știu că există două plângeri înregistrate la școală. Comisia a luat act de acolo și în următoarele două zile, probabil că mâine, se va întruni comisia pentru a lua și a fi chemat și dumnealui în comisia respectivă de disciplină. Inspectoratul școlar, în același timp, imediat ce a aflat de aceste acuze care îi se aduc din partea copiilor, din partea familiei, a luat și el măsuri și o echipă numită de mine prin decizie a plecat la școala gimnazială Zimnicea, unde a făcut investigațiile
care sunt în dreptul nostru, ceea ce putem să facem noi, respectiv am luat puncte de vedere. Eu am știință de la director că nu mai predă la aceste ore, la aceste clase, fără discuție, iar ce îmi spuneți dumneavoastră că au apărut alte plângeri, să nu fie apărut cumva la poliție și de care eu să n-am știință, directorul să n-aibă știință, pentru că nu există ca să se mai întâmple ceva și domnul director să nu ne înștiințeze. Fii un pic nefiresc ca dânsul să predea în continuare la o clasă în care se află una dintre presupusele victime. Dacă se mai întâmplă, ca la vreo clasă, unde mai are ore, dincolo, la liceu sau să fie așa ceva, vă asigur că directorii școlilor respective iau imediat măsurile de... Ce în acest caz? Încercăm să evităm. Încercăm să evităm că e penibil și pentru el. Adică, spre exemplu, dacă el este nevinovat, așa cum se declară prin nota de relații pe care ne-a dat-o pe câteva pagini, dacă el este nevinovat, nu este corect să aibă contact cu acei copii, chiar dacă este nevinovat. Dacă este vinovat, la fel de incorect este să mai aibă contact cu acei copii. Aceasta este premiza. Le-ar produce o traumă, în primul rând. Absolut, absolut. Aceasta este premiza de la care... Plus că starea, bănuiesc că starea lui emoțională este, cum să vă spun, nu este prea bună în momentul în care dai ochii cu niște copii care au reclamat o anumită stare de lucruri. Dacă a mai apărut și altceva, voi vedea și în continuu luăm măsurile de rigoare. Având în vedere că dânsul este consilier județean PSD, dumneavoastră ați fost numit în această funcție de tot de PSD, sunteți cumva colegi de partid. Așa este, nu ne-i treaba asta. Credeți că ancheta internă va fi corectă? Stimată doamnă, nu are voie cu mine aici, vă garantez. Când nu mai așa, o să mă vedeți plecând singur înapoi la catedră. În momentul în care se întâmplă ceva urât în județul ăsta, sunt primul care ia opoziție, indiferent cine e ăla. Noi însă ne delimităm nu de Cornel Bleajă în momentul ăsta, de el ca nume, de asemenea stări de fapt și de lucru. Și președintele PSD Telorman Adrian Gâdea, președinte al Consiliului Județean, instituție în care profesorul Cornel Bleajă activează pe post de consilier județean, se delimitează de acest incident și susține că nu va ezita să ia măsurile care se impun dacă acesta va fi pus oficial sub acuzare. Pot să vă spun că mă delimitez total de o asemenea atitudine. Nu am tolerat, nu tolerez și nu voi tolera asemenea gesturi. Știu că sunt în acest moment două anchete, una pe partea de cercetare disciplinară, pe partea administrativă și alaltă din punct de vedere juridic. În funcție de rezultatul celor două anchete, nu voi ezita sub nicio formă să iau măsurile care se impun. Între timp, nicio vorbă despre demisia bunului simț din partea profesorului. Cornel Bleajă a predat în continuare în aceeași școală în care victimele lui mergeau la cursuri, iar funcția de consilier județean este neatinsă de o posibilă demisie. Mai exact, nici el nu a depus-o, nici șefii nu i-au cerut-o.